ce să fac, cumpăr dintr-un pet, beau dintr-un pet, clienții noștri ne spun, beau dintr-un pet refolosit din care cine știe ce ne-o băut și cum o băut, sau la câta refolosire este. Laptele de capră este știut a fi medicament, așa că e bine să nu-l fierbeți și să-l luați pur de la o capră sănătoasă, îngrijită, care mănâncă paște și așa mai departe. Produsele pe care voi le introduceți în corp vă îmbolnăvesc sau vă dau sănătate. E alegerea voastră. După părerea unora, ai ajuns deja la nivelul ăla de nesimțire, în care cum îți permiți să ceri 20 de lei? Tu nu te gândești la român, la omul? Eu mă gândesc la român, dar... Să ți-ai străcat toată prăjitura. Deci în ultimul timp nu mai îmi vine să fac absolut nimic. Nu mai bine, că mai slăbi un pic. Ai dat bani. Am dat bani. Ai pierdut timpul. Am pierdut timpul. Ai umblat după ele. Exact. Și nu te-ai ales cu nimic. Nu ți-a ieșit. Bun. Oameni care nu au altă treabă, acum sunt oameni care nu au altă treabă numai să se lege de noi, să ne bajocori. Că de ce vinem noi așa, de ce vinem așa de scump laptele de capră? Păi el vine că noi muncim pentru el și cui nu-i trebă sau nu are bani să-l cumpere, lasă-l la noi, că nouă ne-l place. Da? Și... Salutare, oameni buni! Astăzi vom reacționa la comentariile pe care ni le-ați lăsat voi la videoul ce se numește Poți trăi la țară din câteva animale? În video respectiv, vă spunem cu cât vindem noi laptele de capră și alte lucruri. Așa că, astăzi, suntem foarte amuzați uneori, alteori surprinși și... alteori surprinși și dezamăgiți, poate chiar, de comentariile voastre. Și haideți să vedem ce comentarii ne-au lăsat oamenii și ce părere avem noi de comentariile lor. Văd că ți-ai făcut un monolog, că nu cred, nu te așteptai să viu și eu și să te... Păi nu mă să mă distrez și eu aici cu tine. Da, deci să știți că noi chiar ne distrăm la video ăsta. Știți că Notino este cu voi în fiecare zi. Oprește reclamele. Da, deci da. În video ăsta... Nu ne așteptam să avem așa multe reacții... Negative. Adică noi vă arătăm o parte din viața noastră, din ce facem noi și încercăm să vă arătăm că se poate trăi la țară din animale. Să nu trebuiască să mergi să slujești la nu știu ce patron. Să nu trebuiască să slujești la... Da, dar uite că problema multora este și o să vorbim de faptul că avem foarte multe comentarii negative, dar prin comparație cu totalul comentariilor, putem zice că poate încă mai puțin de jumate sunt tot negative. În general, la videourile noastre, noi primim reacții pozitive, ne bucurăm foarte mult de cei care ne trimit binecuvântări, da? Sunt o grămadă de oameni care la fiecare video ne spun Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea spor, să vă dea sănătate, să vă dea toate cele. Vă mulțumim și apreciem binecuvântările voastre pentru că noi suntem credincioși și avem convingerea că atunci când binecuvintezi, ești și tu binecuvântat și cel la care trimiți binecuvântări. Așa că noi apreciem. Nu ne deranjează reacțiile voastre negative, nu ne afectează în nici într-un fel, pentru că noi mâine nu o să ne lăsăm de a crește capre sau a crește animale. Și nici nu ne afectează să zicem, vai, am intrat în depresie, nimeni nu ne mai place, nici într-un caz. Cel mult reacțiile astea negative ne arată cât de... Neînțeleși suntem uneori. Neînțeleși și capacitatea... Și posibilitățile reduse a unora de a înțelege de fapt ce spunem noi. Pentru că e ușor să te uiți la video să zici, ai de mie, bă, chiar mi-a scris cineva. Hai să începem cu comentariile, că pe parcursul acestui video veți înțelege nedumerirea noastră, amuzamentul, chiar și la comentariile negative. Și foarte puțin întristare, să zicem așa, văzând comentarii negative mai detailate. Primul comentariu, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze familia întreagă și Paște luminat. Comentariul ăsta are 6 like-uri, deci încă 6 oameni au mers și au zis, da, bă. Deci și noi vă mulțumim, stai. Deci noi vă răspundem cu Hristos a înviat și adevărat că a înviat la toate comentariile ce apar la acest video. Cineva a avut 200 de capre și a zis că este numai pierdere.
perdere, probabil pierdere. Păi da. Scrie perdere, noi o citez. Că, hai să nu ne batem joc și de greșele de ortografie, că poate oamenii s-o repeziți să scrie. Că unii așa au accentul și spun perdere, nu e mare lucru. Știu oameni care așa vorbesc, nu mi-am bătut joc. Eu spun ce scrie, ești culmea. Și la toate voi spune ce scrie. Ok. Evident că este numai pierdere când suntem pe concepția că noi trebuie să ne facem prețul după cum are banii micul românaș. Nu. Asta facem și noi. Nu îmi fac prețul după cum dictează salariul minim a cetățenilor români. Eu îmi fac prețul după cum știu că am cheltuit și am muncit pentru produsul respectiv. Evident, vor fi pierderi dacă nu se face reclamă, nu se fac mereu îmbunătățiri în calitatea produsului și nu se pune prețul corect. Vor fi pierderi. Și atunci poți să zici că tu ții, eu am mai zis și în alte videouri, în repetate rânduri, e mai bine să ții o capră productivă decât 10 neproductive sau mai puțin productive. Trebuie să vă îmbunătățiți turma. Noi nu avem o turmă, că avem 5 capre la mult și încă vreo 6, 8, 10 care vor intra pe lactație anul viitor. În total, capre puține. Dar principalele aspecte care contează când vrei să vinzi ceva îi calitatea și prețul, care trebuie să fie corect și pentru vânzător și pentru cumpărător. Sigur, la video ăsta oamenii s-au revoltat când au zis de 20 de lei pe litru de lapte. Dar oamenii uită sau nu bagă de seamă că asta include costul unui pet de unică folosință, pe care dacă tu nu-l folosești, oamenii vor zice ce să fac, cumpăr dintr-un pet, beau dintr-un pet, clienții noștri ne spun, beau dintr-un pet refolosit din care cine știe cine o băut și cum o băut sau la câta refolosire este. Ăsta e un aspect. Al doilea aspect, costul de 20 de lei include transportul până la domiciliu clientului. Noi fiind la țară, avem un cost suplimentar cu treaba asta. Ce costuri mai avem? Munca ta proprie și personală, investiția de a face un adăpost, de a cumpăra capra, de a întreține capra tătă iarna și alte și alte și alte costuri. Deci oamenii trebuie să fie învățați sau se vor învăța de acum încolo, cu atât mai mult că avem produse de calitate din ce în ce mai puține, să aprecieze produsele naturale și 100% pure, bio și ce oferim noi. Dacă cineva vrea mai ieftin, cu siguranță își găsește în magazin îndoit cu apă sau procesat sau mai știu eu cum. Laptele de capră este știut a fi medicament, așa că e bine să nu-l fierbeți și să-l luați pur de la o capră sănătoasă, îngrijită, care mănâncă paște și așa mai departe. Continuăm, că avem multe de zis în reacții la comentariile voastre. Ideea de bază, uite și un comentariu frumos, ideea de bază pentru a trăi la țară este să îți placă să muncești pentru tine și familia ta. Exact. Și noi asta vrem să facem, nu mai mult de atât. Nu sunt interesată să muncesc pentru altcineva, sunt interesată să muncesc pentru mine și pentru familia mea. Exact. Făcând asta cu drag, produci. Odată ce ești producător și nu doar consumator, costurile de viață scad. Exact, exact. Și producând, noi avem un surplus pe care noi suntem dispuși să-l vindem. Atâta timp cât luăm prețul corect, care este incluzând toate costurile producerii acelui lapte, suntem dispuși să-l vindem. Dacă nu, producem noi mai multă brânză și produse pe care le punem în stoc și le vom vinde la iarnă când va fi și mai scump, dragilor. Așa că dacă vrei să fii producător și să faci un ban din produsul tău, bagă bine la cap acest video și altele. Urmăriți, abonați, abonați-vă, deveniți membri și așa mai departe. Nu ne interesează răutăcioșii care ne spun că cerșim. Stai să vedem ce comentarii mai avem. Uite, vă mulțumesc pentru inspirație. Eu am o capră, dar încă și așa mai departe. Oamenii care primim foarte des reacții de la oameni care, văzându-ne pe noi pe internet și prin curaj, și iau câteva capre. Chiar și acum câteva zile m-a sunat o doamnă din Maramureș, ea și-a luat capre văzându-ne pe noi, a prins curaj, ne urmărește, etc. Doamna ne zicea că e foarte interesată să vină și la cursurile pe care noi le vom ține despre creșterea caprelor, despre producerea brânzeturilor, produselor și așa mai departe. Da, da. Așa că, mergem mai departe. Frumos. Paște binecuvântat și sănătate, mulțumim pentru toate urările frumoase. Alexandru Grubar este și membru al canalului, adică un om care apreciază și înțelege ce înseamnă munca. Uite că e dispus să ne și plătească 9-10 lei pe lună ca să ne susțină, să ne încurajeze și îi mulțumim foarte mult. Doamne ajută, multă sănătate dumneavoastră și celor dragi!
felicitări, uite, tot laude și lucruri bune. Uite, de la Drevo Smoker ți-o trimis și o donație de 20 de euro, acum am văzut numai. Da, am văzut, mulțumim frumos. Foarte și ne-a scris frumos mesaj că vrea să-i cumpărăm ceva cadouri la copii și vom cumpăra, sigur, mulțumim. Ăsta e Ștefan Sângeorzan, cum îl știam. Da, 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 da. Ștefan din Irlanda, ne cunoaștem. Domnul să vă binecuvinteze, Feher Andrei, Dumnezeu să vă dea sănătate, vă dorim multă sănătate, e altcineva. Omule, ești fenomenal, ai carismă, mulțumim. Cu toți avem, dar trebuie să avem, să ne găsim pasiunea și domeniul în care vrem să facem ceva. Ne vrem să vă încurajăm, să vă stimulăm, să vă dăm curaj. În primul rând, să produceți produse de calitate pentru voi. Produsele pe care voi le introduceți în corp, vă îmbolnăvesc sau vă dau sănătate. E alegerea voastră. Uite, hai să trecem la domnul George Lenache. Ai ajuns la domnul George Lenache? Eu, da, bun, am trecut... Citești tu ca să poți să dau eu reacția. Domnul George Lenache, am înțeles că este, sau a fost, un urmăritor drag al nostru. Pentru că îl cunosc și o primi cel puțin vreo 40 de inimioare, ca să știți, eu comentariile pe care le citesc, cam toate comentariile le citesc încă, am, pot și am timp să fac treaba asta. Când citesc un comentariu și nu am nevoie sau și nu reușesc neapărat să las un răspuns, atunci las o inimioară ca omul să știe că am citit și că apreciez comentariul. Salutare, Daniel, vă urmăresc cu drag și vă respect, urmărindu-ți toate vlogurile, dar te rog nu fi nesimțit, reproșându-ne că stăm și ne uităm pe geam sau avem alte preocupări. Banii de pe YouTube vin de la noi, cel care te urmărim, deci ar fi mai indicat să-ți vezi de gospodăria ta și nu ce fac alții. Că noi nu cerșim nimic de la tine. Suntem persoane care am muncit la timpul nostru și acum ne permitem să ne uităm și pe geam, căci unii dintre noi nici nu mai putem să ne deplasăm. Ar fi mai bine să-ți vezi de lungul nasului tău și să nu mai dai atâtea sfaturi și reproșuri. Aceasta este pentru ultima dată când te mai urmăresc. Acum, domnul Georgel, Enache, s-ar putea să vadă și video ăsta, că eu cred că o lăsa comentariu așa la nervi și neînțelegând de fapt ce spunem noi. Nu fac reproșuri la cei ce au muncit o viață ca să poată sta acum la bătrânețe. Eu vorbesc de cei tineri care vor bani fără să muncească și eventual să fie întreținuți de părinți toată viața, dacă se poate. Sigur, dacă nu vă mai place de noi, vă dorim cele bune. Acum, probabil că domnul Georgel se referă la, când zice să nu fiu nesimțit, oamenii se revoltă, văd eu, foarte mult la prețul de 20 de lei pe litru, făcând comparație cu nivelul banilor din piață, dar să știți că românii în general sunt foarte bogați și dacă cauți asta, vezi pe statistici, vezi pe depozitele din bănci, vezi pe nivelul de proprietăți pe care le au, vezi pe parcul auto care există în România și așa mai departe. Sigur, sunt mulți mai năpăstuiți care trăiesc dintr-o pensie mai slăbuță sau au dificultăți financiare, însă pe cei care nu au posibilitatea să cumpere laptele de capră, noi îi încurajăm și avantajăm pe partea alaltă, pentru că îi încurajăm și le arătăm că se poate. Pe cei care nu doresc să muncească cât muncim noi pentru a produce produse de foarte bună calitate și lapte sănătos din animale, sigur, dacă vor acel produs, trebuie să-l plătească la adevărata lui valoare. Și aici se încheie discuția. Oamenii pot să ne considere pe noi nesimțiți sau răutăcioși, pe de altă parte, pentru că am ajuns să, mai în glumă, mai în serios, să zicem, uite, avem nevoie de membri să susțină acest canal. Consider că, după 3 ani de muncă susținută cu canalul de YouTube Orășan la Țară, avem dreptul să vă și spunem că, prin comparație, alte vloguri, alți vloggeri și alte activități pe YouTube sunt susținute mult mai bine. Dar noi, din păcate, ne adresăm unui public care de cele mai multe ori locuiește la țară sau care sunt apreciază... Sunt alți crescători de animale, sunt... Sunt alți crescători de animale, sunt alți oameni pasionați, poate sau curioși de stilul de viață de la țară. Sigur, înțelegem treaba asta. Așadar, domnule Georgel Enache, noi nu am vrut nici de cum să jignim pe cei care nu mai pot să muncească după ce au muncit o viață întreagă, ci vrem să-i motivăm pe cei care nu le prea place munca, să le arătăm că pot să trăiască o viață mai relaxată în natură, bucurându-se de viață mai mult împreună cu familia, crescând animale.
Dacă dumneavoastră, care ați primit vreo 40-50 de inimioare de la noi și ne-ați urmărit fiecare video, printr-o neînțelegere sunteți dispuși să ne părăsiți, ne pare rău, dar vă dorim drum bun. Și tuturor celorlalți care ne iau un singur paragraf sau o singură propoziție din tot contextul pe care l-ați văzut pe canalul nostru de YouTube. Pentru că luând o singură propoziție ai putea să zici, ia bă ce aroganții ăștia s-au ajuns, sau 25.000 de abonați, am vor și membri, vor oamenii să le plătească, să le umple jebul și ia muncă ori nu ori lucra numai pe bani. Dar e o muncă pe care noi o depunem de 3 ani de zile. Și YouTube-ul e gândit în așa fel încât să putem genera un fel de venit cât mai consistent și la aia vrem să ajungem. Și noi, sigur, pe lângă capre, pentru că muncim o grămadă. Nu cred că există, un alt canal de YouTube în limba română. Așa. Cu atâtea informații și de atâta timp ca și noi și atâta de divers. Da. Acum asta e părerea, e o părere. Nu? Părerea ta care poate fi, cum se zice, viciată. Bine. Viciată în sensul că așa. Da. Nouă ne place ce facem, noi vrem să vă arătăm traiul la țară, cui îi place să se uite, cui nu, sunt alte canale, vă dorim drum bun. Uite, Adi, Siroc, Siros, zice așa, frumoase animale, vă felicit pentru tot ce faceți, de la cine, da, la cine vindeți lapte cu 20 de lei litru, că la noi e greu că să găsești să-l dai cu 5 lei. Da, asta e o întrebare foarte bună. Cu siguranță, dacă tu astăzi îți cumperi capre, mâine nu vei putea vinde lapte cu 20 de lei litru. Însă, dacă te afli în Ardeal sau în partea de vest a țării, locurile de muncă sunt mai multe, oamenii sunt mai bine plătiți și au un venit, un buget de cheltuială mai mare, mai consistent. Însă, revenim, dacă tu astăzi îți cumperi capre, va trebui să găsești acei clienți de calitate, să te înveți să faci produse de cea mai bună calitate pe care clienții tăi o vor aprecia. Și chiar dacă am avut clienți care au zis, da, păi voi sunteți foarte scumpi după ce o luat odată de două ori, dar o reținut gustul și o cumpărat de la alții din vreo 3-4 locuri, că ne-au spus, și au revenit tot la noi. Deci oamenii s-au lămurit că merită să plătești un cost mai ridicat atunci când oferi gust, calitate, curățenie și toate acele lucruri profesionale sau cu profesionalism pe care noi le oferim. Deci durează. Ca să ajungi la nivelul ăsta, durează un pic. Însă, nu poți să compari un oraș ca și Clujul, Oradea, Timișoara, Bucureștiu, Brașov, unde toată lumea câștigă foarte bine. Și în Baia Mare nu se câștigă foarte bine. Dar chiar și aici sunt clienți și oameni de calitate care nu pot să trăiască care fără produsul... Care apreciază calitatea, pe care, care nu pot să trăiască fără produsele noastre atât de gustoase și atât de speciale. Ai, nu că nu pot să trăiască, ci apreciază și apreciază calitatea. Care preferă, să ia care preferă să ia produsele noastre, indiferent de prețul lui. Aproape, să zicem, că nu vrem să fim chiar nesimțiți să cerem 100 de euro pe kilogram de brânză. Păi bun, dar pentru, după părerea unora, ai ajuns deja la nivelul ăla de nesimțire, în care, cum îți permiți să ceri 20 de lei? Tu nu te gândești la român? La omul? Eu mă gândesc la român, dar muncind atâta cu animalele astea, să știți că în primul rând mă gândesc la mine și mă gândesc la soția mea, care muncește și la copii, în fiecare zi cu produsele și cu caprele astea, cu animalele astea. Pentru că e o activitate susținută. Eu în fiecare zi mă duc și cum iau bidonul plin de lapte, îl dau la Andreea, Andreea trebuie să umble cu el, trebuie să spele vase, trebuie să proceseze, trebuie să stea în căldură, trebuie să umble cu produsele alea până ies și le împachetezi frumos și le duci un pachetel mic la client. Clientul român ar face bine să nu mai compare produsele 100% naturale de la țăranul român cu alea din supermarket, care sunt de cele mai multe ori contrafăcute. Nu sunteți la curent cu treaba asta, informați-vă. Din ce în ce mai multe produse contrafăcute apar pe piață.
Și îmi zicea chiar Andreea recent despre treaba asta, despre prăjituri și frișcă. Îmi zicea așa și apoi o las pe ea să continue să argumenteze. Orice frișcă, cea mai bună frișcă dacă o cumperi din magazin acum, cea mai bună, cea mai scumpă, nu-ți mai face frișcă. Cum îi? Da. Pentru că produsul și ingredientele din produsul ăla, care costă mai mult datorită inflației, s-o și diluat și produsul mai de proastă calitate, încât nu mai ai același rezultat pe care l-ai avut acum un an, nu? Nu, sau chiar cu 2 ani. An, cam deja. Mie îmi plăcea foarte mult să fac prăjituri, să fac deserturi, să... și întotdeauna am ieșat și asta îmi plăcea și mă bucura enorm. Măi, mă apucam, făceam o prăjitură de toată frumusețea. Da, cu un produsul X, da? Produse, nu pot să zic că le cumpăram pe cele mai bune. De exemplu, luam frișcă de bătut de la Lidl, din aia micuță, la... se bătea, era ok, puteam ieșa, face o frișcă. Aveai rezultat. Acum, cumperi frișca aia, e ca o fleașcă. Pardon, e ca o fleașcă, nu mai poți face absolut nimic cu ea, nu se bate, trebuie să adaugi nu știu ce întăritor de frișcă, nu știu ce adaosuri, deci nu mai iese. Cumperi la Dorna. Am cumpărat anul ăsta frișcă la Dorna. Exact același lucru și nu mi-o venit să cred, dai mult mai mult, mult mai mult, că zici, iei un produs de calitate și te trezești cu el că n-ai făcut absolut nimic. Și nu numai că n-ai făcut absolut, ți-ai străcat toată prăjitura. Deci în ultimul timp nu mai îmi vine să fac absolut nimic, numai bine că o mai slăbi un pic. Ai dat bani. Am dat banii. Ai pierdut timpul. Am pierdut timpul. Ai umblat după ele. Exact. Și nu te-ai ales cu nimic. Nu ți-a ieșit. Bun. Și atunci revenim la argumentul pe care îl făceam, că noi toate astea le aducem înapoi la ce produse facem noi. Nu ai dreptul să compari produsul meu făcut într-o bucătărie profesională, într-o igienă exemplară, cu alte produse care le fac, după cum ne spun clienții noștri, mizerabile. Nu discredităm pe nimeni și nu bajocorim pe nimeni. Îi încurajăm pe toți să-și ridice nivelul de calitate ca să poată ridica prețul. Și în felul ăsta îți alegi și îți găsești clienți de calitate care sunt dispuși să plătească mai mult. Cam asta e treaba și destul de simplă. Iată aici, ce faceți cu pensiile, dragul meu? Ce vom face cu pensiile? Și un alt răspuns la acest ce faceți cu pensiile vine. Avem aici un comentariu de la unul dintre abonații noștri fideli, care ne urmărește fiecare video pentru că îl cunosc după nume și poza de profil. Supraviețuiesc. Răspunde, răspunde la întrebarea Aurel Zaharia, care zice ce faceți cu pensiile? Și dumnealui răspunde, supraviețuiesc cu munca efectuată. Nu mulg, abonați. Auzi, să cotizez pentru, să nu cerșim pentru youtuberii lupește. Omul probabil s-o frustrat, s-o supra de ceva. În fine. Deci, nu prea am înțeles comentariul. N-am prea înțeles comentariul, nu știm dacă e de bine sau de rău, dar noi supraviețuim și vrem să supraviețuim din ce facem noi la țară. Sigur, încă nu trăim din 5K, precum ne-au zis unii, însă muncim constant în foarte multe fronturi și încă nici nu vă putem zice pe câte nivele lucrăm acum și în câte locații și în câte cărări, direcții. Și în câte direcții, dar suntem foarte, dar suntem foarte bucuroși că ne-a dat Dumnezeu sănătate, avem o familie unită, avem sănătate toți din familia noastră și mulțumim la Dumnezeu pentru toate binecuvântările astea, pentru caprele sănătoase și frumoase care ne produc lapte mai mult ca niciodată în anul ăsta, pentru clienții pe care avem, care sunt dispuși să plătească pentru calitatea pe care noi ne străduim constant să oferim, le mulțumim membrilor canalului Ocean la Țară, care ne susțin în fiecare lună și multe alte aspecte pe care nu le putem zice chiar acum, însă apreciem tot ce faceți pentru noi. Sunt unii urmăritori care ne trimit cadouri, am primit și anul trecut de la o doamnă care tot văzându-ne și urmărindu-ne pe noi și o apucat de la capre. Sperăm. Sperăm că nu-i pare rău. Sperăm că nu-i pare rău, chiar dacă e mai greu la început și așa mai departe. Deci ce facem cu pensiile? Noi nu putem face nimic cu pensiile. Fiecare, mai ales pensionarii, trebuie să își ceară drepturile lor. Tata e pensionar și sunt de acord că după ce ai muncit o viață întreagă, trebuie să-ți primești banii pe ce ai muncit. Imaginea așa zisului țăran în cizme cu pălărie, stând într-un băț cu cuvinte bine alese și cu o navă de telefon în buzunar, arată jalnic. Da, și asta e o părere. Ce vă deranjează la acest video? Faptul că urmăriți de ceva vreme să vă impuneți? Frate, voi trebuie să fiți mulțumiți doar cu vizualizările vlogurilor. Nu cred că cineva trebuie să ne spună, e același domn Petre Mincu, nu cred că cineva trebuie să ne spună nouă cu ce să fim mulțumiți. Noi suntem mulțumiți cu tot ce avem și avem destule.
Însă, sunt multe de zis și noi se termină bateria de la aparatul nostru video foarte performant, care nu ține mai mult de 30 de minute în momentul de față. Deci tot ce facem trebuie să... Da, exact. Și ăsta e un alt aspect. Ne trebuie banii voștri să ne urmăriți cât mai des, să ne faceți donații. Mulțumim lui Ștefan din Irlanda și altora. Să deveniți membri, le mulțumim tuturor celor 20 de membri, pentru că după 3 ani de zile, exploatând aceeași cameră veche pe care o am de 10 ani de zile. E mai mult, o ai dinainte să ne cunoaștem, da, noi. Da, de prin 2010 o am. Și acum am pus-o în funcțiune, de 3 ani tragem pe ea, trebuie cumpărată altă cameră dacă vreți calitate la aceste videouri, însă văd că pe unii nu interesează calitatea, pe unii interesează cantitatea și la produsele pe care le cumpără și la ceea ce văd și urmăresc. Nu ne dorim astfel de oameni în jurul nostru, dacă vă place ce facem și ne apreciați, vă mulțumim. Dacă sunteți de aia care ne desconsideră sau consideră că nu-i corect să ne cerem prețul pentru munca depusă, nu știu dacă ne dorim să fiți chiar și abonați ai canalului Orășan la Țară, așa că vă eliberăm, vă dăm drumul, puteți mai reliniștiți în altă parte. Ia zice unul, bă, ești un cerșetor. Nu contează, zice, bă, ești un cerșetor, recunosc, ai tupeu, ești bun, bine că găsești fraier. Ăia nu-s fraier, bă, băiatule, tu nu înțelegi conceptul, nu înțelegi viața, nu înțelegi România, nu înțelegi oamenii. Și eu i-am răspuns așa, da, sunt un cerșetor. Cum ți-ai dat seama? Ești foarte isteț, te admir. De fapt, eram ironic, nu sunt un cerșetor, eu sunt foarte bucuros și eu chiar mă consider bogat. În primul rând, pentru că am o soție foarte iubitoare care ține cu mine, am niște animale sănătoase, am niște copii sănătoși și mă simt cred și mă consider... Cred că invers era, am niște copii sănătoși și niște animale sănătoși. Da. Așa, am trecut la telefonul lui Andreea pentru că, cum vă ziceam, camera mea de filmat e veche, nu mai funcționează, așa că așteptăm donații să ne cumpărați o cameră de filmat. Ăștia care se uită la toate videoclipurile noastre și nu-s dispus să dea niciun ban să ne susțină, trimiteți-ne o cameră de filmat 4K sau 5K. Vedeți că e de la 5-6 mii de lei în sus. Bine, asta e o glumă, da? trebuie să o tratați ca atare. E o glumă, dar... Noi strângem bani acum să cumpărăm o cameră de filmat așa cum trebuie, profesională. Ia uite, tot domnul Petre Mincu ne spune: de ce ștergi mesajele? Rușinos, aștept răspuns. Domnule, întotdeauna v-am dat inimioare când ne-ați răspuns și ne-ați apreciat și ne-ați lăudat. Nu prea șterge mesaje decât alea care sunt chiar foarte porcoase și foarte nesimțite. Care sunt conjurăturile, ștergem că nu. Însă, nu ne deranjează o părere diferită de a noastră. Nu vom șterge mesaje cu comentarii diferite sau care chiar ne contrazic. Nu ăsta e scopul nostru. De fapt, domnul Petre Mincu a lăsat un comentariu că l-am observat ca și răspuns la alt comentariu și nu-l mai văzut el, știi? Da. Și atunci au zis că de ce am șters comentarii. Însă, dacă cineva ne înjură, atunci chiar tragem linia și le ștergem. Sau merg direct în spam. Da, da. Ia să vedem așa. Și ia uite tot aici zicea și eu, Paște fericit, nu ne place cerșitul, prin a fi abonare, nu ești mulțumit cu like-uri și distribuirile noastre. Ba da, suntem mulțumiți cu aprecierile voastre, cu like-uri, dar trebuie să creștem și avem nevoie să creștem acest canal la un alt nivel, în care să putem ajuta pe mai mulți oameni să încurajeze, să îmbrățișeze traiul la țară. Dacă vreți să ne susțineți faptul... în călătoria asta, foarte bine, dacă nu, vom continua să filmăm pentru publicul general și... În continuare vom munci pentru a câștiga un venit cât mai bun din YouTube. Ce ai treaba asta cu membrii nu am inventat-o noi, este făcută de YouTube. Nu suntem singurii care cerem abonați-vă sau deveniți membri. Exact, nu am inventat noi treaba asta. Prin canalul nostru de YouTube oferim foarte, foarte multe informații. De la creșterea caprelor, la rețete de brânză. Doar că astea nu rezonează cu toată lumea, știi? Noi vrem să vă aducem informații importante pe care vă vor ajuta pe viitor. Dacă nu vă ajută acum, nu se știe niciodată când vă vor ajuta. Dar e o chestie de nișă care nu e îmbrățișată și chiar lăsată de din ce în ce mai mulți oameni. Însă noi facem comparații cu alți youtuberi care poate câștigă milioane de euro pe lună, oameni pe care voi nu-i cunoașteți, dar noi știm, pentru că fiind pe YouTube, vedem, cunoaștem și așa mai departe. Și fac lucruri mai tâmpite ca noi. Așa că
Noi nu ne vom lăsa de a spune abonați-vă, deveniți membri, lăsați-ne like-uri, lăsați-ne comentarii, le apreciem pe toate și ne pare rău dacă mi aveți se o părere chiar mai... stupid să te simți jignit pentru faptul că eu ți-am cerut sau noi v-am cerut. Dacă aveți posibilitatea să ne susțineți. Înscrieți-vă ca membri. Nu te scrie, nu te obligă nimeni. Ți-am cerut, treci peste, nu-i obligatoriu. Și le mulțumim celor care au recepționat acest mesaj și au făcut un pas suplimentar ca să ne susțină. Și nu cred că acele persoane care au câștigat Ieduța i-au părut rău pentru pasul ăsta care l-au făcut. Și nu va fi singurul premiu pe care îl vom dărui membrilor. Nu numai câștigătoarea Ieduței, dar cred că și membrii, pentru care e dispus să facă treaba asta, probabil o va face pe termen mai lung. Vom vedea cum fiecare cum gândește, cum socotește. Mulțumim pentru comentarii. Pentru faptul că noi muncim de 3 ani, dăm o grămadă de informații, că nu... Și noi, ca să ajungem la informațiile astea, voi nu vă dați seama cât am muncit și am căutat și am făcut research și câte cărți am cumpărat ca să știu cum să face brânza aia și să-mi dau seama că, mă, ea așa trebuie făcută. Și de la cât am strâns informații? Tocmai de aia vom face cursuri de produse din lapte de capră și vă invităm să fiți abonați ai canalului, să ne lăsați un mesaj, aveți e-mailul nostru sub fiecare video, în descrierea fiecărui video. Pentru că în viitorul apropiat vom începe cursuri de brânzeturi. După ce și-a bătut Andreea mea vreo 4 ani de zile capul, până o găsit la milimetru cum să fac produsele alea să fie extraordinare, cine vrea să beneficieze de toată cunoștința aia, va trebui să plătească un preț de acces și să fie dispus să vină în gospodăria noastră să-și investească timpul și banii. Simplu. Și tot la fel, avem reacții și interes din partea unora care ne scriu, care vor să experimenteze pe pielea lor o zi sau poate chiar două, cum îi să stai cu caprele, să le mulgi, să conștientizezi ce înseamnă a crește capre. Vă așteptăm în acele workshop-uri sau cursuri, ca să nu zic în engleză că s-ar supăra unii, deci vă așteptăm la acele cursuri care vor apărea în curând, poate în 2-3 săptămâni. Să se mai așeze, să se termine cu ploile. Cred că ăsta e video de astăzi. S-ar putea să fie unul destul de lung, însă să nu luați ca o frustrare din partea noastră, pentru că noi nu suntem frustrați deloc nici pentru mesajele voastre negative, însă am vrut să vă dăm live un răspuns cât se poate de pe înțelesul vostru la... Și să vedeți că indiferent de mesaj, noi îl citim și îl conștientizăm și îl vedem și îl simțim. Nu știu dacă neapărat îl conștientizăm. Adică luăm aminte, însă îl comparăm cu absolutul nostru. Pentru că noi după 5 ani de creștere a caprelor, să nu vină cineva să ne spună că noi ar trebui să dăm laptele cu 5 lei, că el nu poate da cu mai mult de 5 lei. Sigur, asta contează mult unde ești, în ce locație, cum îți... Prezinți produsele, cum îți faci reclamă, cum îți găsești clienții, pentru că și în cel mai slab județ al țării sunt oameni de afaceri care ar fi dispus să plătească un preț corect, un preț premium, un preț chiar foarte ridicat pentru un produs de cea mai bună calitate. Nu faceți produse de cea mai bună calitate și cereți-vă cel mai mulți bani și o să-i primiți. Spor la treabă, gospodari, oameni harnici și urmăritori de la blog, de la țară, de unde sunteți, să nu vă jigniți dacă nu puteți să vă mutați la țară. Dar când îi vedeți pe aia de la țară că stau la birt, care e trendul în societatea românească, despre aia vorbim și despre aia facem ironii. Vă salutăm și ne vedem. Ne vedem data viitoare. Crezi că e ok? Poate scoți aia acum. Poate că, lasă că vedem. Vom vedea. Da. Sunt multe de zis. Nu ne descurajăm noi din niște răutăți ale unora. Sigur, viitorul ăsta... Ai zis, pa, la revedere, ce mai te vorbești acolo? Stai că vine și că eu mai am de zis ceva. Deci noi nu ne descurajăm din răutățile unora care nu au altă treabă. Oameni care nu au altă treabă, acum sunt oameni care nu au altă treabă numai să se lege de noi, să ne bajocor. Că de ce vinem noi așa, de ce vinem așa de scump laptele de capră? Păi el vine că noi muncim pentru el și cum nu-i trebuie sau nu are bani să-l cumpere, lasă la noi, că nouă ne place. Da? Și produsele și tăte ale noastre rămân la noi. Dar vă spun eu că producând produse de calitate, veți avea și clienți. Nu-ți bate joc tot. Hey.